Da, începe o nouă emisiune plină de viață, Beni, pentru că vorbeam cu invitatul și ne dă un vibe fain. E atât de tare când avem un invitat care ne transmite energie pozitivă. Da, așa este. Abia aștept să-l cunoașteți pe invitatul nostru. Până atunci, haideți să vedem mesajul motivațional pentru ziua de astăzi. Ca în fiecare dimineață avem un citat pentru dumneavoastră. Hai să vedem. Pot rezuma în două cuvinte tot ceea ce am învățat despre viață. Mergi unde? Înainte. Eu sunt curios, dumneavoastră, cum depășiți dificultățile? Așteptăm să ne răspundeți la această întrebare. Tu cum depășești dificultățile? Aveți numărul de telefon afișat pe ecran, puteți să ne și sunați. Ei bine, Iosif, hai să vorbim cu invitatul nostru, pentru că este atât de tânăr. Bine, el are o vârstă mai înaintată decât noi, cel puțin cu vreo... Nu știu, Beni, cert... 10 ani. Da, cert este că eu am... Dar eu arăt mai bătrân decât el. Iar îi spusese, nu pot să cred, cum pot să minți atât? Evident, nu minte, dar este fascinant că, practic, lumea... Poți să înșel pe cineva și să-i spui că, gen, tu ai o vârstă și, de fapt, e total invers, dar mă uit, Beni, la tine acum, ai albit. Iar mă uit la invitatul din fața noastră, care e cu probabil vreo 10-12 ani mai mare. El întinerește, de fapt, da? În fiecare zi întinerește exact. Tot mai mult. Mă uit la invitatul nostru, care e cu vreo 10-12 ani mai mare și nu are fire albe. Ba, din contra, are o freză foarte tare. E clar, tu, probabil, stilul de viață pe care îl ai nu e ok, pentru că chiar vorbeai și de burtă și alte chestii. Și hai să vedem secretul prin care poți să te transformi. Vorbești prea mult, hai să vedem povestea lui Alex. Vorbesc mult și bine. Alex Lenghel. Bună dimineața, Alex. Bună dimineața. La microfon. Bună dimineața, Ben, bună dimineața, Iosif. Mulțumesc că m-ați invitat la această emisiune minunată să vă povestesc despre viața mea. Cine este Alex Lenghel? Alex Lenghel este cel care a apărut după Costinel Lenghel, pentru că cheamă Costinel Alex Lenghel, iar Costinel era numele meu de la început, cu care mă strigau părinții. Și Costinel părea micuț așa și după o anumită greutate, să zic, am trecut la Alex. Alex, tu ai 38 de ani. 38 mine, de ani. Nu-mi vine să cred. În august o să-i împlinesc, mulțumesc. De ce pare atât de tânăr, cu 10-15 ani mai tânăr? Sincer să fiu, fizionomia feței și a corpului meu, pot să zic că s-au schimbat și odată cu adoptarea stilului de viață vegetarian și vegan. Tu ai renunțat? Tu ești și model? Sunt, pot să zic, un model pentru alții și îi îndrum în viața lor să trăiască cât mai bine, dar nu fac chiar modeling. Am mai apărut pe la diverse mici... emisiuni sau... Da, nu de altă, dar nu știu, arăți ca un model, adică arăți bine. Poți și probabil te-aș vedea și jucând într-un film, poate, un actor, ca semeni cu un actor, dar nu știu exact, acum am un lapsus, dar semeni foarte bine cu un actor. Aș putea să mă laud chiar că am fost dublura lui Matt Damon, într-un film care a fost filmat la noi în România. Serios? În Zero Theorem. Filmele alea cu Jason Bourne sau... Era ceva în viitor și... Okay. Da, da, da. Era și Christopher, actorul german, am uitat. Oricum, de ce ai participat în astfel de proiecte? Am mai fost, da, am mai fost la diverse emisiuni, filme mai micuțe, așa. Alex, sunt tare curios cum a început povestea asta cu fitness-ul, pentru că tu, am înțeles că la vârsta de 17 ani te-ai apucat de fitness, te-ai apucat de exerciții fizice. Cum a început totul? Îmi spuneai undeva într-un atelier de mecanică sau cum ai spus, al tatălui tău? Da, este cu mult timp în urmă, acum vreo 20 de ani. Eram la liceu, adolescență, o grămadă de băieții, bullying și fiind foarte slab, unul dintre prieteni mi-a zis, da, hai să mergem și la sală, și sala de fapt era un garaj al unuia dintre băieții de acolo din oraș, ce să zic, undeva la vreun 12-16 metri pătrați cu câteva aparate și așa a început totul printre băieții care erau bodyguards pe vremea aia prin oraș și ei veneau acolo să se antreneze și am zis trebuie să fiu și eu aici. Foarte interesant că de obicei cei care sunt supraponderali au probleme cu greutate, iată foarte mulți consumă fast food, astăzi mâncare nesănătoasă. Iau în greutate și merg la sală, dar uite că tu te-ai apucat de sală pentru că erai prea slab. Da, trebuie să ne găsim motivația în diverse, pot să zic,
aspecte ale vieții noastre, că suntem supraponderali, că suntem prea slabi, dar în general sala și mișcarea face bine oricăruia, chiar și dacă ești într-o formă bună, să zic că ai fost înzestrat cu o fizionomie bună și corpul tău este ok, totuși trebuie să mergi să menții mai departe treaba asta, pentru că odată cu vârsta înaintăm și lucrurile se schimbă. Și te-ai apucat la 17 ani și de atunci ai făcut în fiecare zi sau cum a fost? Care a fost parcursul? La 17 ani m-am apucat, era să zic 17 ani jumate așa, pot să zic că primii 3 ani, atât cât încă am mai fost la școală, stăteam încă cu tata, aici sunt câteva poze de pe la concursurile la care am fost în UK, în United Kingdom, în Anglia, câteva dintre ele am și câștigat. Cât de greu care este cel mai important premiu pe care l-ai obținut? Cel mai important premiu pe care l-am obținut, aici am avut locul întâi la Pure Elite Federation, aici eram încă vegetarian, acolo eram omnivor, primul meu concurs în stânga, în dreapta vegetarian și apoi a fost celălalt concurs unde aveam și shortul cu steagul Angliei, acolo am luat locul 2 la un concurs foarte mare internațional care s-a ținut în Londra. Pot să zic că ăla a fost cam cel mai... În funcție de ce se aleg câștigătorii? Pentru că dacă te uiți, parcă fiecare arată într-un anumit fel, wow, ăla se vede că e foarte făcut, dar sau am impresia că uneori parcă majoritatea seamănă și asta întreb, care e criteriul prin care se alege un câștigător? Criteriul în bodybuilding și fitness, de fapt sunt mai multe. 1. Simetrie, 2. Definirea, adică cât de striat ești, cât de deshidratat ești, dar aici contează foarte mult și categoria la care participi, pentru că criteriile sunt diferite în funcție de categorie și da, trebuie să ai un aspect fizic plăcut în primul rând și cu cât te duci mai înainte în categorii sau de la fitness spre bodybuilding, atunci trebuie să fii și din ce în ce mai mare și din ce în ce mai definit, ceea ce e unul dintre lucrurile care nu mi le-am dorit să le fac, pentru că încă mi-am dorit să am un aspect fizic plăcut și să motivez oamenii în continuare să-și dorească să arate ca mine și dacă aș fi făcut prea mulți mușchi, na, nu era ceea deci ce trebuia. Tu de câți ani nu consum carne? De 7 ani? De aproape 7 ani, da, nu consum carne. Cum era viața ta înainte să te apuci să renunți la carne și cum e viața ta acum, după? Sau de ce ai renunțat la carne? Cum te simțeai? Nu știu, în primul rând, nu știu, cred că au venit așa împreună niște chestii. În 2015 am avut primul meu concurs de bodybuilding. Sunt campion național la vârsta de 30 de ani și poate mulți dintre voi știți ce înseamnă o dietă și o pregătire de concurs, 4-5 mese pe zi și o dietă foarte strictă cu program de antrenament. Cred că asta a fost și unul dintre clicurile mele pentru care am renunțat la carne, din cauza că prea multă carne. Adică aveam 4 mese pe zi în care aveam pui, pește, eu omnivor fiind înainte totuși și crescut la țară, consumam alimente de origine animală care cu producție proprie, pot să zic, crescând la țară. Și acest concurs, nu știu, în 2015 cred că mi-a dat un click și în 2016 corpul meu ușor-ușor nu mai cerea carne, pentru că nu pot să spun că renunțatul la carne a fost un scop pentru mine, ci doar mi-am urmat instinctele și cam cum și-a dorit corpul să facă. Și ce mănânci? Adică ce mănâncă un vegan? Eu am crescut într-o familie de vegetarieni, vreo 20 de ani nu prea am consumat carne aproape deloc. Cred că de 2-3 ori când am mai mers pe la cineva, ai mei deloc n-au consumat, dar nu erau vegani, erau vegetarieni. Eu sunt curios ce mănâncă un vegan, pentru că mai ales când faci sală ai nevoie de foarte multe proteine. Aici intervin câteva mituri apropo de mâncare, avem nevoie de foarte multe proteine. De fapt, consumul excesiv de proteine dăunează rinichilor, dăunează ficatului și multă, să nu mai spunem, sursa de proteină în funcție de cât de bună este și curată. Păi am destul de multe variante, mănânc destul de
de multe tipuri de mâncare, să zicem un mic dejun ar fi o budincă din fulgi de ovăz cu semințe de cânepă, chia, mai adaug câteva fructe de pădure, poate și o cupă de proteină pentru gust și aromă. Și tu nu consumi ouă? Nu consum nici ouă, nu. Wow, că eu dimineața mereu omletă. Tu îți dai seama ce chestie, nu consum nici ouă, nici... Mi se pare incredibil, eu te apreciez foarte mult, dar mă mir că poți să mănânci probabil și gustos, nu? Adică că dacă n-ar fi gustos, ar fi un chin. Mulțumesc mult pentru aprecieri în primul rând. Da, mâncarea are și gust și dacă o gândim logic așa, și preparatele de origine animală, carnea sau altele, trebuie să adaugi de fapt verdețuri și condimente ca să îi dăm gust. Deci gustul nu vine de la preparatul din carne în sine sau ci de la condimente animală, ci de la condimente care toate sunt de obicei extrase din plante și tot felul de leguminoase sau... Uite, eu de exemplu mănânc dimineața foarte mult omletă, ouă în diverse forme. Tu cum ai înlocuit aceste produse? Ai zis că consumi budincă, ai zis? Dacă poți să faci, dacă dorești să faci diferite budinci pentru, pentru micul dejun sau în același timp ți-aș recomanda să faci un scramble tofu care are un gust foarte asemănător cu al omletei, aici intervine și faptul, depinde fiecare ce își dorește. Eu nu doresc să caut ceva să-mi înlocuiască gustul anumitor alimente, că le-am înlocuit, de exemplu, eu nu caut în mâncare să găsesc gust de pui. Okay. Că de-aia am renunțat la carne, am renunțat și sunt vegan, dar dacă odată la o vreme, de exemplu, mănânc și un burger sau ceva poate care îl iau din comerț, atunci sunt șanse, dar nu caut să înlocuiesc pentru gust, pentru taste, că asta nu îmi doresc. Dar când mergi undeva și toți prietenii, nu știu, poate comandă un meniu cu carne, sau la poate un grătar, pizza, sau la un grătar ceva, și vezi acolo toate mâncărurile alea, nu-ți face poftă, nu-ți creează poftă să vezi că tu ai o mâncare și au altceva. În general, când merg la grătare sau la alte evenimente așa și se mănâncă și merg la petreceri de omnivor, să zic așa, ori mă duc cu mâncare și mi-o pregătesc acolo și... De obicei, mâncarea mea arată mult mai bine și arată mult mai apetisantă decât grătarul în sine, pentru că eu combin destul de multe ingrediente și alimente și o fac să și arate bine, că până la urmă asta este și ideea, să faci ceva să te atragă și să mănânci. Și de multe ori chiar prietenii mei atentează mai mult la mâncarea mea, pentru că e ceva nou pentru ei și își doresc să guste și ei să vadă cum... Dar nu ți s-a întâmplat și invers, să se uite la tine și să zică, mă, ce cu iarba asta, ce mănânci tu aici? Sau, adică să zică, ia aici carne, mănâncă. Asta mi se întâmplă frecvent și nu doar la grătare și în mult, care mai, e reacția multe, ta, mult mai multe locuri. Reacția mea este, în general, eu le spun că am fost acolo și știu ce ei mănâncă și știu că nu am nimic de pierdut și de-aia nici nu pot să zic că am apetit pentru astfel de mâncare, că deja o văd cu alți ochi acum, să zic așa, de când am făcut și un research mai mare despre veganism și despre cum e să trăiești fără produse de origine animală și nu mă atrage. Dar cum faci cu toți nutrienții, vitaminele? De exemplu, vitamina B12, știu că e o problemă destul de mare la vegetarieni sau vegani. Tu de unde o obții? În continuare, cum spuneam și despre proteină, și partea de vitamine și minerale sunt încă, pot să zic, mituri. Și, într-adevăr, se obțin din suplimente alimentare, pot să spun vitamina B12 și alte vitamine, dar în același timp aș vrea să spun că produsele, normal, un omnivor te gândești, zici, eu îmi iau vitamina B12 din carne. Dar eu aș vrea să spun că orice animal care este crescut în fermă, el nu ajunge niciodată să mănânce iarba în sine, de unde de fapt trebuie să-și ia vitamina B12. Da. În mare parte tot ce este crescut industrial este crescut doar pe furaje, pe antibiotice și la rândul lor animalele sunt crescute pe suplimente
alimentare ca el să conțină și carnea lui să conțină toate vitaminele și nutrienții. Deci, dacă animalul ăla oricum trebuie să-i se dea vitamine, de ce nu aș lua eu vitaminele și... Asta așa este și îți dau dreptate. Dar uite, de exemplu, dacă eu îmi cresc singur la țară găina sau animalul într-un mod sănătos, atunci care ar fi problema? Dar mi-aș dori ca toată lumea să facă asta și să ajunge să creșteți animalele voastre acasă cum le creșteam și eu când... De exemplu, eu după, am început să cresc... După emisiune merge la păscu capre, are niște capre și acasă. Niște curcani. Foarte tare. Glumesc. Întrebarea mea este, cât de des tai tu capra sau curcanul să ai mâncare și să-ți dea carne? Nu. Foarte rar. Când eram mic, poate, evident, am crescut la țară cu animale. Într-adevăr, poate ne mai permitea, mama ne mai făcea anumite chestii. După aia au renunțat, au zis că ei nu mai participă la chestiile astea și nu mai vor să vadă pe masa noastră carne. Tocmai de asta am renunțat și la a mai ține fel și fel de animale. Acum, din ce știu, mai au câteva găini și mai folosesc ouă. Dar, într-adevăr, dacă, cum ziceai tu, că dacă tu crești la țară, ok, poate așa se zic că e mai sănătos. Dar nu cred că dacă tu crești la țară, stai să faci toată ziua sală, să arăți într-un anumit fel, pentru că tu ești prins cu treburile zilnice ale casei. Uite, el a crescut la țară și a făcut sală. Dar nu este vorba că nu mai faci sală, ci este vorba că nu o să mai mănânci atât de frecvent carne, pentru că nu ai de unde, atât timp cât tu nu ai cum, adică de-aia și sunt animale domestice, să crească pe lângă tine și ca în orice ciclu al vieții, dacă doar aia este sursa ta de alimentație, da, crește-l și aia este sursa ta, dar atât timp cât ai foarte multe opțiuni, mai ales în ziua de astăzi, în 2023, magazine și show-uri peste 12 să-ți cumperi orice, de ce muncă mă bazez doar pe animalul care nici măcar nu-l cresc eu, nici măcar am o conexiune cu el. Hai să vedem ce alte opțiuni mai avem pentru alimentație. De exemplu, ai spus ce mănânci dimineața. La prânz, ce obișnuiești? La prânz... Câte mese mănânci? Trei mese, maxim. Ce mănânci la prânz? Și o gustare. La prânz fac diferite mixuri între... De obicei mi-aleg o sursă de carbohidrați, ceea ce carbohidratul este foarte important în alimentația omului. Face cam 50% din toți macronutrienții care trebuie să ți-i administrezi zilnic. Adică jumătate din mâncare să fie carbohidrat. Și mi-aleg o sursă de carbohidrat, poate să fie orez, poate să fie paste, poate să fie cartof. Și pe lângă el încep să adaug diverse, pot să zic ciuperci, năut, diverse, de exemplu, fasole, poate să fie... Sunt foarte tot ceea ce tu spui garnituri, așa, că dacă stăm un pic și ne gândim la asiatici, la indieni, ei din nou sunt vegetariani și consumă foarte puțină carne și au totuși destul de multe opțiuni. Am văzut avocado. Avocado foarte mult, mai consum și tofu, nu consum soia în exces, să zic așa, nu că aș avea ceva cu ea, dar pur și simplu nu-mi place mie atât de mult și soia și porumbul sunt unul dintre cele mai modificate genetic și crescute cu foarte multe îngrășăminte, alimente, pentru că ele sunt cele mai des. Și seara, la cină, ce obișnuiești? Seara, sincer, nu am o cină, cât să zic salate sau ceva, pentru că am nevoie de energie multă și de obicei seara se adună chiar mai am și cât o masă mare, așa să zic. Am seri când îmi prăjesc, să zic, 3-4 felii de pâine integrală cu semințe, îmi pun un avocado sau doi, adică sună mult, dar cine n-ar vrea să mănânce mult, să arate și bine. Și îmi fac diverse combinații, din nou un bol de paste sau o salată, sau depinde și de sezon acum foarte mult, pentru că în alimentația asta te bazezi foarte mult și pe sezon. Adică când este sezonul de vară, prefer să consum legume și alimente sezoniere ale noastre și când este la noi iarnă, o să mă vezi consumând și ananas și alte fructe și exotice. Felul în care arăți acum, dacă eu acum la 25 de ani mă apuc de sală și poate n-am practicat până acum, cam în cât timp aș putea arăta așa? Se referă probabil la mușchi, nu? Sau... Da. Păi la ce? La mușchi, da. Eu cred că la mine e și ceva de mentenanță deja acum, după ani și ani de zile. Să zic așa, nu știu, poate cu un antrenor și cu un dietetician și așa, eu zic că
3 ani de zile ai putea să arăți așa 3-5 ani de zile, dar cu o muncă destul de, și cu o disciplină destul de mare. Asta înseamnă de câte ori pe săptămână să fac sală? De 6 ori pe săptămână. Wow, să mergi, 6 ori. Pentru că dacă fac de 3 ori, cum eu arăt acum, este și rezultatul la destul de multe ori concursuri pe care le-am avut, adică am avut perioade lungi de timp în care stăteam pe dietă strictă, calorii și macronutrienți numărate la fix, ore mâncate la fix, mese mâncate la oră fixă, zile în care aveam două antrenamente. Na, ți-am spus un 3 ani așa că ai putea, nu neapărat poate să arăți ca mine, dar să arăți bine și să fii aproape de cum arăt eu, de fizicul meu, prin toate astea, să le pui la un loc, adică este o muncă. Tu ești și antrenor de fitness? Da, și fac și personal training, mai iau oameni și îi antrenez, pentru că asta a fost la bază, de fapt, prima mea meserie, să zic așa. Dacă am probleme fitness cu spatele, e ok? Mă pot apuca de sală, să întăresc musculatura, să îndepărtez problemele de spate? Problemele cu spatele, în urma unor analize, să-ți dai seama exact, adică dacă ai o discopatie lombară sau ceva. Mi s-a recomandat să fac gimnastică medicală, am fost la fizio, la kineto. Eu cred că trebuie să întăresc musculatura, nu știu. Bineînțeles, pentru că sistemul nostru osos este susținut de musculatură și cu cât apar mai multe dezechilibre în musculatură, adică un mușchi e mult mai contractat, celălalt este mult mai relaxat, atunci o să apară și durerile și problemele articulare, probleme cu spatele, dar da, ședințele de stretching și ședințele de fitness sub supravegherea unui expert ne ajută să avem un corp mai bun și cu cât mai puține dureri. Alex, pe lângă alimentația sănătoasă, tu ai și o pasiune pentru călătorii, călătorești foarte mult. Am văzut videoclipuri cu tine în munți, obișnuiești să dormi într-un sac de dormit. Am văzut că rămâi peste noapte în munți, mie mi-ar fi frică, sincer. Am văzut, ai o pasiune și pentru zona aceasta spirituală, pe la mănăstire, am văzut niște imagini. Povestește-ne despre asta. Da, în afară de fitness, una dintre pasiunile mele mari este călătoritul. Călătoritul și mai ales în zonele muntoase, să zic așa, nu sunt atras atât de mult de mare cât de munte. Probabil asta și din copilărie. Bunicul meu, ardelean fiind, Dumnezeu să-l ierte, mă lua foarte mult cu el la călătorii prin munte. Mergeam la cules de ciuperci, chiar asta era prima mea poreclă, a fost de când eram mic, să zic, aveam 6-7 ani. Băieții la bloc îmi ziceau gheabă, pentru că preferam să mă duc cu bunicul pe munte să culeg diverse. Și simt că muntele are o energie aparte și sunt mereu atras de aceste experiențe. Da, îmi place să merg singur, cred că 80% din excursiile și călătoriile mele au fost singur. Și te-ai întâlnit cu ursul? Nu m-am întâlnit cu ursul, probabil e frică de mine, n-a vrut să... Cu siguranță. Da, adică până acum, sincer, nu m-am întâlnit niciodată cu un animal sălbatic care să fie periculos și da, am avut și zile întregi, adică 2-3 zile de călătorit în munte singur. Și cu dar de ce sac singur? De dormit. Ce simți atunci când ești singur? Cred că fiind singur, atunci te conectezi și te focusezi mai mult de fapt pe ce este în interiorul tău și pe tine. Nu neapărat pe oamenii care sunt pe lângă tine și cum să faci să le fii pe plac și cum să faci fiecare cu ideea lui, fiecare cu... Sau de multe ori prefer să petrec timp cu mine, să-mi dau seama despre anumite lucruri despre mine și cum reacționez eu când sunt doar cu mine, de fapt. Și e câinele tău? Nu este câinele meu, asta este o poză și a fost o experiență foarte interesantă. Acolo era de ziua mea, făceam 36 de ani și cum sunt și cu numerologia, numărul destinului la mine este 9 și făceam și 36 de ani și am zis că fiind 9, mi-am ales să dorm în acea noapte la Sphinx de ziua mea și întâmplarea făcea
ca acest câine în timp ce stăteam acolo și așteptam să vină seara, pur și simplu a apărut pe lângă mine și a stat o perioadă cu mine, chiar nu știu, era de la o stână de undeva, mi s-a părut o experiență fascinantă și că pur și simplu a apărut, dacă vă și uitați așa, el parcă are o față de bătrân așa, de un înțelept de fapt. Și a fost foarte cuvinte, a stat lângă mine până mai târziu un pic când s-a înserat și după a dispărut. Care sunt poate cele mai interesante experiențe sau poate dacă ai întâmpinat dificultăți, nu știu, a fost totul roz în călătoriile tale? Întotdeauna întâmpini dificultăți. Dificultăți care de fapt te fac mai puternic. Pentru că în general când ce e făcut de tine? Da, bineînțeles, astea le-am, Doamne, pancakes-uri sărate, le-am dus. Unde găsim lui Măruță. Rețeta o găsiți și la mine pe pagină, pe pagina de Instagram și da, sunt mai cât cu acele pancakes-uri m-am calificat la MasterChef și după m-am dus să îi le prezint și lui Măruță să vadă cât de gustoase sunt, că pe pagina de Instagram cum te găsim? Pe pagina de Instagram Alex Lenghel. Este numele meu și a.k.a. Massive Vegan, pentru că e o poreclă veche tot așa de când eram foarte slab și pe parcurs vegan că am devenit și vegan. Și a plăcut lui Măruță burgerul vegan? Erau pancakes-uri sărate, serio? Arată ca un burger. Părea un burger, sincer. Dar în același timp, da, i-a plăcut foarte mult și a fost foarte încântat de preparat. Și un preparat, te uiți la el, pare ceva dulce cu fructe, de fapt el este sărat și are în total alt gust și este cu guacamole. Ce frumos! Am văzut imagini și cu mănăstirea și te întreb din nou, ești pasionat de zona aceasta spirituală? Sunt pasionat și cred că asta a venit odată și cu veganismul sau cred că era deja în interiorul meu înainte, partea spirituală, trăiesc și locuiesc în Argeș și într-o zonă cunoscută cu foarte multe mănăstiri. Mănăstirile de obicei pe care le frecventez sunt cele care au și o încărcătură energetică destul de mare, nu pot să zic că sunt bisericos, dar în același timp îmi place să călătoresc și să merg în locuri care au o încărcătură energetică foarte mare și de obicei mănăstirile vechi sunt cele unde călugării stăteau acolo, se protejau, se apărau de tot ce a fost în trecut, inclusiv sistemul comunist care nu îi lăsa deloc să propovăduiască, așa să zic, să împartă cu oamenii experiența lor din mulți, în primul rând, și cea spirituală. Îmi place stilul tău de a te îmbrăca așa mai oversize. Nu porci mulat, având în vedere că ai mușchi? Mulțumesc de compliment. Mai purtam înainte, da, și haine mai mulate. Dar mai port și acum, dar foarte, foarte rar. Mi-am dat seama pe parcurs că nu doar felul cum arăt și corpul meu sunt importante, ceea ce în copilărie și în adolescență era un atu pentru mine, pentru că probabil asta în sinea mea m-am și apucat de sală, să ară bine, să fiu musculos, să fiu lăsat în pace, să nu mai am probleme cu ceilalți colegi sau băieți sau oricare și-ar fi dorit să aibă ceva cu mine. Dar da, în momentul de față cred că se vede și prin haine largi că arăt bine și că am mușchi. Eu sunt curios cum privești tu acum pe cei slabi sau pe cei supraponderali din postura unei persoane care arată bine, care a muncit pentru a arăta bine și ești foarte apreciat pentru fizicul tău. Tu cum privești persoanele astea acum? Aici, cum privești pe ceilalți, ține foarte mult și de partea, pentru că na, eu am și un ochi critic, fiind în domeniu, în fitness mai ales. Tot ce pot să zic este că eu unul i-aș ajuta și i-aș motiva, de ce nu să meargă la sală. Toată lumea arată bine, că acum și arătatul ăsta bine ține foarte mult de cine descrie arătatul bine, pentru că frumosul găsim în toate, și o persoană mai supraponderală și una foarte slabă, dacă se simte bine în corpul lui, n-am nimic împotrivă, dar pentru mine intervine mult și partea de sănătate.
Adică dacă ești supraponderal și ai probleme de sănătate, să zicem diabet, probleme cu inima sau altele, de ce să nu faci ceva pentru tine să fii mai bine și să fii mai sănătos? Aici intervine tot pentru mine, când e vorba de sănătate. În rest, fiecare, nu am nimic cu nimeni, dacă așa te simți tu bine, din punctul meu de vedere, înseamnă că așa este cel mai bine pentru tine. Nu contează ce spun exact ceilalți despre tine, că niciodată nu o să faci pe toată lumea fericită și frumos e din perspectiva celui care privește, nu cel care este în sine sau obiectul respectiv. În cazul ăsta trebuie să ne promiți că ne vei lua cu tine odată la sală, să vedem cum te antrenezi, să ne înveți pe noi poate niște trucuri. Și de ce nu să începem, Beni, să facem sală, că uite-te și tu cum arată. Sau să mergi pe munte. Tu deja ești moș la... Nu neapărat la sală, poți să faci sport oriunde. Da, dar și sală. Dar tu deja, Beni, ai albit la vârsta ta, te... Eu mă vopsesc. Alex, am ajuns la final și te rugăm să extragi din acel bol o întrebare, să vedem ce întrebare îți pică. Cu mare drag, mi-aș dori să veniți odată la sală, să facem un antrenament, să facem un antrenament împreună, să vedeți într-adevăr ce înseamnă un antrenament pe bune. La tine cât durează o sesiune? Tu cât te antrenezi într-o zi? O sesiune la mine durează cam o oră jumătate, cam 90 de minute. Nu, e perfect, un meci de fotbal, venim cu drag. Hai să vedem ce întrebare ți-a picat în această dimineață. Cum ți-ai trăit viața dacă ai afla că ai doar un an de trăit? Ia uite ce interesant. O întrebare destul de interesantă. Cred că dacă aș afla că mai am doar un an de trăit, în secunda 2, da, în continuare, în secunda 2 cred că mi-aș pune rucsacul în spate și n-ai mai auzit de mine. Se duce în toată lumea. Aș pleca, da. Cred că ăla ar fi momentul când pur și simplu a zice, da, chiar... Tot ce mai este acum nu are rost, pentru că oricum mai este un an, adică să fie garantat că mai am un an de trăit, apoi mi-aș lua rucsacul și aș pleca, nu știu, aș pleca pur și simplu. Bine, hai să plecăm. Păi nu, că încă mai am de trăit. Mai ai de trăit, da. Eu mă gândeam să plecăm cu toți în lume să călătorim. Alex, mulțumim mult, o să-ți urmărim activitatea și ne vedem la sală. Mult succes în ce faci. Mulțumesc și eu mult de invitație și sper să ne mai vedem și cu altă ocazie. Sigur, și da, la sală, bineînțeles. Mi-ar sigur plăcea, că da. Mult succes. Iosif, așadar e momentul să ne apucăm de sport. Știu că tu de fiecare dată când vezi un invitat, fie să psiholog, că... fie orice, o să mă fac și eu psiholog, o să merg și eu la sală, o să... De data asta chiar ar trebui, Beni, nu să o spunem în glumă, pentru că e nevoie, trăim într-o generație de obezitate, plină de obezitate și probabil ar trebui să ne dăm seama că nu trebuie să lăsăm corpul nostru să ia razna și trebuie să îl punem la muncă până, pentru că ne place să mâncăm, dar trebuie să ne placă până merge la sală. Hai să vedem, Iosif, mergem în industria alimentară, unde la noi a sosit un inginer în această industrie. Este vorba despre Maria Mădălina Munteanu. Bună dimineața, Maria! Bună dimineața! Ce faci, Maria? Cum ești? Puțin emoționată. Fără emoții, noi suntem aici împreună să descoperim despre tine, despre activitatea ta. Sunt curios ce ai acolo cu tine. Aici am adus lucrurile pe care eu le folosesc în pasiunea mea, fiindcă eu sunt și artist caligraf. Tu le-ai ambalat, nu? Da, eu le-am ambalat și am folosit chiar pentru ambalare și o ștampilă pe care am lansat-o de curând. Hai să vedem ce ai acolo. Aici am adus câteva instrumente de scris. Da. De exemplu, aici am adus un stilou de sticlă. Da? Stilou de sticlă? Da, un stilou de sticlă. Adică se sparge dacă l-aruncăm? Există posibilitatea să se spargă. Dar de ce de sticlă? Așa este el, acesta este materialul din care este confecționat. Okay. Este un instrument de scris foarte elegant. Ce tare, arată, da, bine. Arată foarte bine, tocmai aceasta este și ideea. Și practic el se folosește ca un instrument de, ca un instrument de scris obișnuit. Dar tu alegi tot felul în care să arate, design-ul, tot? Atunci când achiziționezi produsele sau... Da. La...
Da, la ce te referi? Te referi dacă ea alege stilou, cum se arate? Deci nu tu le creezi, nu? Nu, eu le creez. Ah, okay. Nu, acestea fac parte din magazinul nostru online. Sunt instrumente cu care și eu scriu și cu care creez cadouri caligrafiate. Uh-huh. Tu ai transformat pasiunea aceasta pentru scris de mână într-o afacere. Da. Sunt tare curios cum a început totul, care a fost povestea. Am înțeles că ai făcut ceva pentru nașa ta la început de drum. Nu chiar pentru nașa mea. Povestea a început în 2020, în momentul în care mi-am achiziționat un caiet pentru studiu individual. Am terminat de parcurs acel caiet și o prietenă mi-a cerut să-i scriu și ei un mesaj pentru nașa ei, care s-a transformat într-un cadou. Iar apoi au început cererile și din partea celorlalți. Uite, o să vin lângă tine dacă poți să dai puțin mai încolo ca să, sigur, să mă uit și eu la aceste produse. Mi-ar plăcea să, sigur, să mă uit mai îndeaproape. Arată foarte bine, Beni. Uite, să mă uit și la acest stilou. Deci la tine pe pagină găsim astfel de... Da, acesta este un stilou de sticlă, se mai poate scrie și cu tocul oblic. Cu ăsta scriem? Da, cu acesta scriem. Cum? Păi unde? Că n-are aici. Aceasta este penița. Da? Pur și simplu, da, se introduce vârful stiloului în cerneală. Stai puțin să, uite, să scriu aici, Beni, să extrag și o întrebare. Și eu să... Ia. Ai nevoie de cerneală. Deci trebuie cerneală, da. Ok. Da, mi se pare că arată senzațional. Și ce tip de oameni achiziționează astfel de produse? Adică oamenii obișnuiți? Nu, extraterestri. Eu da, păi asta mă gândeam, Beni. Adică mă gândeam... nu știu exact ce vrei să întrebi. Păi nu știu, poate un om obișnuit se duce în magazin și ia un stilou și gata. Deci un om neobișnuit și a genul ăsta de stilou, vrei să spui. Dar poate un om... Păi cum să nu achiziționez când arată atât de... Un avocat sau ceva, mă gândesc, care stă la birou, uite, vrea să scrie cu ceva special și uite... Da, oferă un alt fel de aspect. Exact. Da. Adică arată diferit. Eu la asta mă refeream, Beni. Nu trebuie să mă critici, că acum mă întorc imediat acolo lângă tine. De fapt, acest instrument de scris se cumpără de către caligrafi, de cei care sunt pasionați de scrisul de mână. Ai văzut, Beni? Deci nu oricine. Da, nu chiar oricine. Da? Da. Hai să vedem ce ne-ai mai adus tu aici. Sper să nu... Dacă cumva o să cadă jos, se sparge, nu? Da. Maria, okay. Cum ai... Aici ce avem? O scrisoare, nu este scrisă în interior. Ne-ai scris o scrisoare? Da, v-am scris o scrisoare cu cerneală invizibilă. Nu este scrisă în interior. Crezut că ne-ai scris o scrisoare. Nu, încă nu. Am venit puțin nepregătită, să recunosc. E ok, o să ne scriem noi povestea de viață, o să scriem noi experiența pe care am avut-o aici. Exact, de fapt pot să vă învăț să scrieți caligrafic propria voastră poveste. Da? Da. Învață-ne să scriem, pentru că, uite, sunt tare curios cum ai transformat tu pasiunea aceasta pentru scris de mână în afaceri. Cum te-ai gândit și cum faci bani din asta? Sunt tare curios. Eu nu m-aș fi gândit niciodată din scrisul de mână să fac un business. Pentru că au fost cereri din partea clienților de cadouri caligrafiate. Pentru început am scris tablouri. După aceea, fiindcă eu sunt pasionată de citit, mi-am creat propriile semne de carte. Și le-au plăcut și celorlalți. Iar materialele din magazin au apărut dintr-o nevoie. Pentru că în momentul în care am început să creez în volume mai mari, mi-am dat seama că nu găsesc materiale la noi în țară potrivite pentru ceea ce fac eu și pentru ceea ce fac și ceilalți caligrafi și artiști. Și atunci m-am hotărât să iau eu inițiativa și... Ce foi sunt astea? Sunt niște foi albe texturate. Da, niște foi albe. Dar sunt diferite de cele normale, Beni, asta vreau să zic. Sunt puțin texturate. Ai niște întrebări inedite, sunt unice, Beni. De fapt, aceasta este partea. Cert este că mi-e... Puțin mai texturată, da. Da. Eu sunt mai curios, eu sunt foarte entuziasmat pentru că poți să-i faci un cadou persoanei iubite. Da. Uite, are o inimă aici și gândește cum ar fi să-i faci iubitei tale sau iubitului un astfel de cadou, uite-te, cu un astfel de stilou și să-și scrie povestea. Să nu uiți să-i faci cadou și cerneala ca să poată să-și o scrie. Da, și cerneala, dar asta spun, că mi se pare foarte drăguț să-i dai un astfel de cadou, cred că ar fi, și mai ales cu un mesaj. Eu sunt mai curios, Maria, cum scrie, că sunt curios aspectul, cum arată. Poți să ne exemplifici? Păi nu, că nu are. Are. Am, da? Doar sigur că o să am nevoie de măsuță. Adică păi uite, măsuța. O altă măsuță? Da, nu, aceasta. Păi uite, sigur măsuța, că da. Avem măsuța aici. Ok. Hai să vedem
Cum, stai puțin ca poți să lași cutia jos, Iosif? Păi de ce să o lași jos, Veni? Că mie îmi place, că am aici toate produsele la, îndemână. Practic ții în mână toate materialele de care are nevoie un artist și un caligraf. Da, o să te ajut eu cu microfonul. Sigur. Poți să-mi dai mie microfonul să ți-l țin. Da. Și tu poți să ne explici despre ce-i luat în mână mai exact. Acesta este un toc oblic. Da. Așa, este compus din peniță. Practic, da. Cu penița noi scriem. Penița este interschimbabilă și putem să creăm diferite stiluri de scris. Ok. Foarte frumos. Sunt curios aici, Beni, cum o să decurg. Uite că am puține emoții și scrisul s-ar putea să iasă tremurat. E ok, o să iasă mai bine așa. O să iasă mai bine? Mai natural. Ia să vedem. Bine, nici poziția de scris nu este cea potrivită. Uite că a scris Beni. Este un critic. Asta a scris Beni, vezi? Stai puțin să uite, să dau eu la o parte, să vedem. Ah, ai scris iubire. Da. Dar uite ce frumos Beni scriu eu, dacă nici 1000 de ani, dacă mă apuc să încerc să scriu așa, nu să scriu așa. Vezi? Uite că și eu am emoții, vezi? Da, și să ții mâna, să vedem, da? Iubire, ce frumos. Foarte frumos. Dar e greu să înveți să scriu așa de frumos. Nu este... Stai, da, la microfon. Nu este foarte greu, totul ține de tehnică. Practic, dacă știi tehnica de lucru, rezultatele se văd chiar și după o ședință, două. Da? Dar importantă este practica după aceea și exercițiul constant. Ai un anumit tip de scris sau poți aborda și mai multe... Poți aborda tipuri? Și mai multe stiluri. Mai multe stiluri, da. Da. Așa se ține. Eu sunt stângaci. Ești stângaci. Da, adică sunt geniu, că stângaci sunt genii. Da. Știm, ne-am dat seama. Da, așa se ține. Așa se ține. Așa se ține. Așa, nu? Da, exact. Și mai trebuie și să... Cred că are acum. Ok. Este încărcat. Să scriu la fel, să încerc să scriu la fel, iubire. Păi nu, trebuie să ții instrumentul de scris drept. Așa? Da. Păi eu nu știu să scriu de eu, doar așa. Așa, ia. Da. Eu propun să te învăț altă dată să scrii caligrafic. Da, să nu-i strici, da, Iosif. Exact. O fermentație pentru asta. Nu, dar să nu-i strici instrumentul, asta zic. Ah, stric instrumentul dacă scriu evident. Așa? Evident. Păi da, cam strici penița. Ah, ok. Păi da, strici penița, să nu strici penița, te rog, da, Iosif. Uite că nu scrie. Nu scrie. Atunci trebuie încărcat cu cerneală. Da. Da? Mai da. Degrabă lăsăm genialitatea ta la o parte, păi, astăzi, Iosif. Păi, dar doar voiam să scriu puțin. Așa? Strici, da, penița. Da, exact. Și apasă pe acesta. Pe rezervor. Așa. Atât, nu? Gata. Atât de simplu este. Și nu o să curgă pasta acum dacă... Păi, asta este și ideea, să curgă cerneala, nu? Așa. Da, ok, nu, credeam că am pus prea mult. Așa, și apasă. Nu? Da, învață-mă... ok. Da, trebuie să aplici presiune. Da, eu n-am scris niciodată cu un astfel de... Practic, în caligrafie... Nu știu prin ce școală am trecut, că n-am scris cu un astfel de... Pe liniile care coboară trebuie să aplici presiune, iar pe cele care urcă să nu aplici presiune. Asta este toată tehnica. Ah, ok, da. Da. Senzațional. Mie mi-o să-mi iasă, da, un... Da, te pricepi scris. Foarte bine. Eu am scris doar iubi, că atâta știu și eu să scriu. Vă place, nu? Evident este la... ia. Seamănă. Cu ce? Nici de cum cu ce ai scris tu. Pentru că tu scrii foarte frumos. Eu mai am de lucru, o să mă duc acasă și o să iau 1000 de foi și o să scriu pe ele iubire. Până mi iese un astfel. Dar asta când a curs aici? Acum, în acest moment. Da, da, a fost mult prea căcată. Arată foarte bine, sincer. Doamne, cât de frumos scrii. Doamne, mi-aș dori. Deci că vezi, dacă, că nu e atât de ușor scriu, să... Da, nu e deloc ușor. Cred că eu dacă scriu scrisoare. Așa. Și scriu cu un astfel de scris atât de frumos, cred că va fi super entuziasmată, da, exact. Persoana iubită, nu? Da. Deci pentru asta, clar o să apelezi la tine, că eu nu știu să scriu așa. Da, poți apela la mine. Și ne scrii tu o scrisoare? Adică personalizat, când comandăm exact. Astfel... Ah, ok. Exact. Deci eu când comand de aici un plic... Cu o scrisoare, tu poți să-mi scrii tu personal. Exact, exact. Orice mesaj. Perfect.
toată magia asta caligrafică a început la tine în apartament, nu? Da, mai exact în garsoniera în care locuiesc împreună cu logodnicul meu. Ce tare! Cu da. 5.000 de lei? Da, cu 5.000 de lei pe care i-am investit în rame, în instrumente de scris, într-o imprimantă și tot ce mai este nevoie pentru un artist la început. Vezi, Iosif, când am avut și eu câteva mii de euro, n-am știut în ce să investesc. Acum sunt faliment. Maria produce, am înțeles, 5.000 de euro pe an, cam asta e cifra. Pe an? Eu așa am văzut. Sau pe lună? Ei, nici chiar pe lună. Pe an? Dar, aceasta este o pasiune de care nu mă ocup full time, da, exact. Dacă este o pasiune, ok. Da, atunci rezultatele se reflectă și în cifre. Cât timp depui pentru această pasiune? Cât timp zilnic? Cât timp zilnic? Cam 4-5 ore. Da? Da, asta după ce îmi termin activitățile de la jobul principal, seara până târziu mă ocup de comenzi, de... Și balconul tău l-ai transformat în depozit pentru afacerea ta. Da, depozit și celelalte spații din casă pentru depozitare materiale și tot felul. Iubitul tău ce zice? Mă susține foarte mult. Da? Da. Practic, cu el am ales numele paginii și brandului. El m-a susținut de la început pentru a importa materialele de care avem nevoie și chiar se implică foarte mult. Tu creezi și alte produse handmade sau doar scrii? Asta este singura... Da, doar cele scrise. Doar cele scrise de mână. Ce frumos. Iosif, ce mai citești pe acolo? Pentru geniile ca mine sunt instrucțiuni exact cum trebuie să scrii, nu? Da, acesta este o fișă de lucru pentru începători. Doar stângaci o pot înțelege. Da, unde sunt prezentate tușele de bază, fiindcă aceste elemente stau la baza învățării scrisului caligrafic. Da, și practic dacă stăpânești foarte bine aceste tușe, poți să scrii foarte frumos caligrafic. Maria, pe lângă această pasiune, tu ești și inginer în industria alimentară și sunt curios ce înseamnă asta mai exact. Da, sunt inginer în industria alimentară, în acest moment ofer consultanță pentru siguranță alimentară și implică foarte multe lucruri, nu ne putem imagina. De la import, producție... etichetare și cerințe care țin de legalitate, cerințe pentru mediu, foarte, foarte pare multe, destul de complicat, așa e greu? Este greu, este o responsabilitate foarte mare, dar dacă ești pasionat și îți dorești să faci lucrul ăsta foarte, foarte bine, depui toate eforturile. Ce este aici? Este un suport pentru a pune lingurița. Acestea se folosesc atunci când vrei să torni sigilii de ceară. Adică ce ai văzut tu aici pe scrisoare este un sigiliu de ceară. Da? Și ai nevoie de, la fel, de instrumente pentru a realiza aceste sigilii. Astea se foloseau înainte la scrisori, sigiliile acestea? Da. De ceară? Da, exact. Pentru a sigila documentele, pentru a le asigura. Dar acum se folosesc foarte mult și pentru invitații de nuntă. Cu siguranță ați primit invitații. Unde... N-am primit invitația ta la nuntă. O să vă trimit. Da? Ok. Da. Când într-un o să fie? Un curier special pe 10 iunie. 10 iunie? Păi mai e puțin. Da. Imediat. Da. Wow, ce tare, ce o să aveți în meniu? Că mie mi-e foame. Ce se... ce are orice... Deci o să aveți și pui și... și chestii vegetariene. Și pui și berbecuți și de toate. Este mai și fancy, pentru vegetarian, așa. Nu? Și pentru vegetarian, da, dacă sunt ok, că doar ce am avut un invitat vegetarian și vrem să luăm cu noi la nuntă la tine. Nu de alta, dar noi îți aducem clienți la nuntă. Nu cred că își dorește cineva clienți. Prefer să-i aduceți în altă parte, nu doar la nuntă. Văd că de fiecare, văd că ai foarte multe modele de stilouri. Da. Eu, sincer, nu am mai văzut stilou din ăsta așa ieșit aici, puțin în afară. Adică de ce nu este în cap aici și este ieșit puțin afară? Poate fi și aici unde spui tu, adică să fie un instrument de scris asta, drept. Da, această aurie este o flanșă metalică în care se pune penița. Ei, această înclinație asigură un unghi corect pentru a scrie caligrafic. Da, pentru stilul copperplate. Am înțeles. Da. Aici sunt tot... Batoane de ceară, exact, la fel pentru sigilii de ceară. Credeam că sunt niște cremuști.
Seamănă. Așa. Veniți foame de batoare de ceară. Nu, eu nu consum crem, știi, Iosif, deci și tu acum asociezi orice obiect îl vezi cu mâncarea. Mâncarea, la da. Foamea pe care o ai. N-am mâncat ce-i drept de mai mult timp și de asta. Văd că avem mai multe opțiuni aici, sunt diferite culori. Da. Toate produsele astea le găsim pe site la tine, nu? Da, se găsesc pe site-ul nostru. Și aici ce este? Este un ped siliconic. Ok. Da, este pentru a turna ceara și se folosește atunci când dorești să realizezi sigilii dublu adezive. Ok, văd că ai aici sigilii. Exact. Aici văd că sunt diferite forme, inimă, floare. Da. Cum? Voi faceți formele astea, nu? Sau așa le aveți direct, da, le primiți? Exact, așa le importăm. Okay. Aceste forme sunt date de ștampilele, practic, de ștampile de alamă, uh-huh, care sunt ștanțate cu diverse forme. Produse foarte interesante, o să te căutăm pe Instagram să le accesăm pe site-ul tău. Cum te găsim pe Instagram? Pe Instagram mă găsiți Mari Art Caligrafii. Așa o să te căutăm, dar înainte să ne despărțim, fă-i provocare, vezi cu întrebarea. Da, aici o provocare, poți să extragi o întrebare și poți să ne răspunzi, iar noi o să apelăm la tine pentru o scrisoare. M-am apucat, Beni, de inventat și de creat rime. Ai observat? Cred că am numit o întrebare foarte bună. Care este un lucru care v-a plăcut când erați copii și care vă place în continuare? Să scriu de mână. Ce da. Frumos! Scrisul frumos. Da, păi privește întrebarea. Exact, da, cu pasiunea ta. Da. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu! Pentru că ai venit în dimineața asta la noi și clar o să te căutăm pentru că vrem să scriem scrisori persoanelor iubite. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi, să intrăm într-o scurtă pauză de publicitate și revenim cu invitații noștri frumoși.